Salutare și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou vlog cu The Man Driver. Bine ați venit pe insula de gheață. Bine ați venit la 5-a cursă către Polul Nord, bineînțeles. Și bă, cum era? Deci să vedeți acum coincidența. Am oprit să merg până la baie, să-mi iau o cafea, să-mi iau și niște cornulețe, să mănânc până o să ajung în Nord, să mănânc ceva acolo la descărcare. Acolo au mâncare caldă, o mâncare, au genul restaurant și pot să mănânc acolo. Iau toate bonurile pe care ce cumpăr, iau toate bonurile atunci când achiziționez câte ceva. Vedeți, le-am pus aici, să le dau la patron să îmi deconteze, că îmi decontează mâncarea. Bine, mâncarea, băutura, cafea, chestii de genul ăsta. Și cum este ca la a doua cursă să mă oprească, la a 5-a cursă, bineînțeles ca și la a 4-a, să mă oprească ISTCR-ul. Din nou, nu în același loc, la vreo 160 de kilometri mai înapoi, da, cam 150-160 mai înapoi, și să fie exact același personaj. Am zis că, bă, dă-o. Când am văzut duba prima oară, am zis că, bă, poate este vreo dubă din asta care mai sunt ăștia cu campere, cu rulote, nu rulote, campere, că rulota e o treabă, camperul e o treabă. Și am zis că, bă, cred că e rulota, aia e un camper din ăla, mă rog, fie ce-o fi, cum o fi. Și mă apropii și vă pe unul, că iese din dubă și merge așa către stradă. Am zis că, ala-i tati. Ăla e, ăla e, n-am ce să fac. Și am zis lui colegului, am ierlit amândoi, garda, iară, să vedem, ne trage, ne bagă la cântar, nu ne bagă la cântar. Și bineînțeles ne-a tras pe dreapta frumos și o să vă las un video cap-coadă să ascultați și să vedeți. Na, mare vrăjeala nu o să vedeți, că e cu camera de bord. N-am mai apucat să mai impun și GoPro pe cap să filmez, că na, nu mi se pare corect. Oricum polițiștii sunt the same person. I think it's the same person. Yeah? Yeah. Go on dying. Again. Yeah. It's the same. Yeah, but I'm a little bit shorter today. Yeah. The next lady, I know. Yeah. That paper. Yeah. It is not. You have to file your post. I called him yesterday. You have to. You. Yeah. Yeah. I called him yesterday. I let him know, and he say, okay, I will fix it because he knows already. Yeah. Yeah. If it's something you can call him, explain better. Okay. Okay. Să vă arăt și ce înseamnă un orășel, da? La ei și cât de repede se traversează. Asta este tot orașul pe care îl vedeți voi aici. Asta e toată șmecheria. Câteva case aici, colo, ceva blocuri pe aici prin sud. Adică nu e mare scofală. Asta se numește Blondus. Nu știu exact de la ce vine numele. Nici nu m-a interesat și nici nu prea mă interesează. Aici este o din asta de lapte, de procesare a laptelui. Și poșta, bineînțeles. Mai am aproximativ vreo 60 de kilometri și se schimbă colegul. Mai fac așa câte o verificare la remorcă, din când în când mă mai uit la ea. Au un râuleț. Grădinița cu școala. și un Peco. Câteva case de vacanță. Nu e el mare orașelul ăsta. De fiecare dată când merg către nord cu mașina mică, îmi place să mă opresc aici la Pecosta. Fac o scurtă pauză, îmi iau o cafeluță, eventual ceva de ronțăit și după aia direcția. Bă, că fac parcare mare în spate aici. Oh, nice. Interesant. Și aici este iarăși o firmă mare de transport, Vorumidlun. Zona industrială, cum ar veni aici. Și cam asta e. Asta este orășelul. E mai mult un sat decât orășel, dacă mă întrebați pe mine. Da, oamenii la pescuit acolo jos. Că azi este și vreme bună, bineînțeles. Când vine vorba despre poliție, nu a fost nimic în neregulă. Mi-au dat drumul, n-am stat decât, să zic, 10 minute marșelate. N-am stat mai mult de atâta. Mai am o oră și 10 de condus. După aia bagă colegul. Sunt cumva în timp, 12 minute mai mult decât în mod normal, după cum a fost prima și a doua și a treia cursă. La astea două și la aia de ieri și la asta de azi, la aia de ieri am avut o oră întârziere, am stat vreo 45 de minute la control. Astăzi am doar vreo 12 minute cât am stat la control în partea cealaltă. Asta nu este o problemă, se poate recupera pe traseu. Acum să vedem cât de repede o să-mi descarce și grinzile astea pe care le am acum. Am 4 bucăți. Vedem cum o să decurgă și descărcarea, pe care mâncare și înapoi la treabă. Există posibilitatea că atunci când ajung în Acurerii să trebuiască să bag motorină, pentru că am ceva mai mult tonaj astăzi decât ieri și posibil să consume un pic mai mult. Dar rămâne de văzut când ajung acolo, nu, momentan nu pot să zic nimic. Lași mă din gură, mă. A, uitați ce frumos e la vale. Mi-au comentat unii pe TikTok că, vezi, dragă doamnă, am doar 5 chinci pe marfa respectivă și că ar trebui mai multe. Și că dacă eram prin Germania, mă arestau ăștia și nu mă lăsau să merg mai departe. Dar n-am, ce vrei, așa sunt cunoscători în toate, absolut în toate, ei știu mai bine. Dar în momentul în care ai, să zicem, 15 paleți pe parte, 15 pe parte, să zicem, da? Automat atunci trebuie să asigur fiecare palet în parte, da? La 15 paleți câte o chingă de fiecare, da? Adică da, dacă ai 30 de paleți, vine câte o chingă pentru fiecare, la fiecare 2 paleți. Că unul e pe parte, unul e pe o parte. Dar dacă eu am marfa dintr-o bucată, câte chingi să-i pun? Să pun 20 de chingi așa? Sau să pun 15 chingi una lângă alta? N-are niciun rost. Și plus de asta mai am și stâlpii laterali, ăștia de țevile alea laterale, care și alea au un rol. Da, nu sunt puse așa de eu. Dar mă rog, aici este un hotel foarte, foarte șmecher. Face parte din lanțul hotelier de unde lucrează soția și aș putea să stau la hotelul ăsta aici, acolo, cu aproximativ 80 de euro pe noapte. Ei, fugi, păsărică! Cu aproximativ 80 de euro pe noapte. Nu e rău, luând în considerare că este un hotel de 4 stele. Am vrut să stau aici într-o iarnă, dar n-am mai apucat din cauza condițiilor foarte nasoale și am preferat să-i dau mai departe către casă. Dar da, făcusem eu o greșeală, puteam să mai iau încă o noapte la hotelul ăla. Dar mă rog, dăm înainte. Am ajuns și la descărcare. Macaraui acolo ne așteaptă să descărcăm. Trebuie să mă arunc repede din camion, să dau chingile jos. Avem 4 bucăți astăzi, ia cred că aproximativ vreo jumătate de oră să le descărcăm. E bine, sunt acolo puse, probabil mai punem încă 2 deasupra și după mai vedem cum o să le mai așezăm, cum o să le mai punem. Trebuie cât mai aproape de macara ca să fie treaba bună. Avem o oră și 5 minute de pauză. De acum mă uitam la motorină să văd câtă mai este și este suficientă să ajungem în Acoreli, să alimentăm și să mergem spre casă. Băi, așa de bine aici că nici nu vine, vine să dorm aici pe lemnele astea ce e pe aici prin jur, pe pietre, pe grinzi. S-a mai potolit un pic vremea. Văd că încolo spre Reykjavík e mai decent, mai liniștit. Uitați voi ce peisaj superb, cum se vede. Da, și încă este ora 21:01 și mai am 2 ore și 35 până la pauza de 9 ore. Dar nu știu de ce o ia așa, nu-l înțeleg. E puțin retardat tahograful ăsta. Și dau încolo către Reykjavík, nu știu, mai am aproximativ vreo 200 de kilometri, cred, pe aproximație. O să văd la următoarea intersecție, nu știu exact. Nici nu m-am uitat pe telefon să văd. Momentan decurge totul bine, totul în regulă. Viteza maximă 90. Oricum, să știți că m-a ajuns oboseala după 5 curse, chiar dacă m-am odihnit eu cât de cât sâmbătă. Ieri a fost o zi mai greluță. Am fost un pic mai stresat din cauza lui ăsta. Că, na, el e mai lent, e mai... Înțelegeți voi. Și m-am cam enervat ieri un pic. Astăzi mai puțin, dar na, asta e treaba. N-am ce să fac. Dansez și eu cu ce muzică am, că până la urmă asta e despre, cam despre asta este vorba. Ia să văd. Reykjavík, 191 de kilometri. Da. 200 de kilometri îi fac în aproximativ 2 ore jumate. Deci undeva pe la 11:30 ajung în Reykjavík. Cu vreo jumătate de oră mai devreme. Ajungeam undeva în jur de ora 11, dacă nu mă opream, nu făceam pauza aia de 30 de minute. A, nici nu vreau să ajung mai devreme. Dacă tot e. Să fie. Am văzut o grămadă de camioane foarte faine, am făcut și poze la ele și aștept să ajung acasă, să termin cu cursele astea, să încep să editez din poze, să le pun pe Instagram. Să nu uitați să-mi dați și mie un follow acolo pe Instagram, pentru că o să pun foarte multe poze cu camioane super faine de pe partea nordului. Cele mai șmechere camioane sunt în partea asta. Cele mai frumoase circulă pe zona asta. Mai ales pe timp de vară, majoritatea camioanelor care merg în est merg pe partea de nord, pentru că este cu aproximativ 70 de kilometri mai puțin decât pe partea de sud și nu este atât de aglomerat cum e pe sud, adică nu sunt atât de mulți turiști. Aici poți merge chiar și 2 ore fără să frânezi absolut deloc. Deci ceea ce este o performanță. Frânezi doar când ți-o ia camionul la vale. Ce flash-uri mi-a dat asta. Am să-i văd flash-urile încă vreo 2 ore de acum acolo. Și cele mai șmechere camioane merg către nord. Mă salută foarte mulți pentru că mă cunosc de pe Instagram. Am făcut o groază de poze. Am prins și ceva camioane prin parcare, când am reușit și am mai făcut o poză, 2, ceva TikTok-uri. Da, ușor, așa, câte un pic. Mai am un pic. Cred că aproximativ vreo 60 de kilometri până la destinație, până acasă. Și voiam să vă zic că astăzi toată ziua, ăsta care e cu mine, bă, băiatule, dacă nu... Deci când vedea mașini de poliție, începea să tremure. De la amenda aia pe care și-a luat-o el sâmbătă. Și astăzi, după ce ne-a oprit poliția, i-am zis că, bă, fii atent, eu mâine vorbesc cu ăsta, cu patronul meu, să nu mai mergi cu mine, că tu ești magnet pentru poliție. Sâmbătă te-a oprit, ți-a dat amendă. Ieri, adică fiind luni, ne-a oprit, am pierdut vreo 40 de minute la control. Astăzi ne-a oprit, am pierdut vreun sfert de oră la control și am zis că gata, nu mai, de mâine nu te mai iau cu mine, ba, pula, da ce, stau să-mi bat capul cu poliția toată ziua, de dimineață până seara. Și începea să râde. Și toată ziua, când vedea câte o mașină pe undeva, pe colo, pe dincolo, deja panică e, se citea în ochii lui. Și acum, când ne-am întors înapoi în zona unde ne-a oprit pe noi astăzi, nu ieri, astăzi, era o dubă parcată din asta, o dubiță din asta cu niște turiști. Da, s-au oprit pe acolo, probabil să pișe, să-și facă nevoile, ce știu eu. Să admire priveliștea, ceva de genul ăsta. Și el m-a întrebat, a zis, bă, e poliția pe acolo? Nu e, n-ai nicio treabă, e ok. Nu, că este. Mama așa panică ce avea pe el și i-a zis că da, mă, da, este. Și abia atunci când ne-am apropiat de locul unde era duba parcată și a văzut că nu e nimica, s-a ușurat, știi? Adică s-a relaxat cumva. Și, bă, atâta mișto ce am făcut de el toată ziua. Peste tot, pe unde mai vedeam câte o mașină mai ciudată, mai nu știu ce, ziceam, vezi că e aia, nu pot să zic, că oricum înțelege dacă... Știți ce vreau zic? Bă, deci atâta panorama ce am făcut de el astăzi n-ați văzut. Și eu, drag, că și mie îmi place să bag cuțitul în rană și să-l învârt și să bag bățul printre gard, să întărât câinii, cum se spune. Și, na, cam asta este. Făcut mișto de el, mai toată ziua, cu treaba asta. A, na, aia e, ce să-i faci? Când îmi vine și mie rândul, Până atunci, asta e viața, ce să-i faci? Dăm înainte, nu? Da. Apusul avem în spate, acolo. Apune Sorinel, copilul de aur. mult nu mai are, probabil încă vreo 30 de minute și apune, fiind ora 22:30, 22:36 mai exact. Uite un radar fix. Aici dacă depășești 90 de km/h, bam bam, ți-a făcut flash și la revedere. Da, cam atât și pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un share, subscribe și ne vedem data viitoare la următorul vlog. Numai bine, că eu sunt rupt.